Toți agenții economici trebuie să își readapteze programul de lucru în aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel încât să protejeze sănătatea angajaților. Conform ordonanței 99/2000, în perioadele caniculare, angajatorii au obligația să ia două tipuri de măsuri pentru protecția salariaților. Este vorba de măsuri privind ameliorarea condițiilor de muncă și măsuri privind menținerea stării de sănătate a salariaților. În ceea ce privește ameliorarea condițiilor de muncă, se are în vedere reducerea intensității volumului de muncă, dar și alternarea perioadelor de lucru cu perioade de pauză. Din punct de vedere al menținerii sănătății, stării de sănătate a salariaților, angajatorul trebuie să asigure 2-4 litri de apă pentru fiecare salariat, trebuie să asigure zone ventilate pentru repaus și, de asemenea, echipament special de protecție acolo unde e cauz. Angajatorii care nu iau măsuri de protecție a salariaților pe timp de caniculă riscă amenzi între 1.500 și 2.500 de lei.